Let's go? Da. Let's go. Bună ziua la toată lumea. Eu vreau să salut delegația Camerei Comerciale, germane, române, deci ambele combinații, germană, română, sună fantastic și cu foarte multă perspectivă pentru Republica Moldova. Pentru început, eu aș vrea să felicit membrii delegației române și românii de pretutindeni, că l-am întrebat pe colegul meu dacă și el e cetățean al României și noi ambii suntem cetățeni al României, cu frumoasa zi și sărbătoare națională, Ziua Tricolorului. Felicit românii pretutindeni cu acest extraordinar eveniment pentru toți românii. În continuare, eu aș vrea să vorbesc un pic despre mediul investițional din Republica Moldova și din postura mea de ministru agriculturii din Republica Moldova, un stat agricol în marea sa majoritate cu un potențial extraordinar de creștere pe această dimensiune și eu, în procesul meu de discuție am să fac câteva paralele cu 91. Ah, scuzați. Mulțumesc. Herzlich willkommen an allen. Ich möchte recht herzlich vor allem die Delegation der deutsch-rumänischen und der rumänisch-deutschen Kammer heute begrüßen. Auch die Rumänen, die heute ihr Tricolor feiern. Ich werde vor allem jetzt anfangen und ein bisschen auch über das Investitionsklima hier in der Republik Moldau sprechen. Deci. În primul rând vreau să spun că în 1991 Republica Moldova, pe dimensiunea Ministerului Agriculturii, producea producție agricolă și procesată în valoare de 17 miliarde de ruble. Chiar să presupunem că cursul era de 56 de copeici, care nu era foarte autentic, era 2 ruble, oricum noi vorbim despre miliarde de dolari efect economic din urma producției agricole în Republica Moldova. Zum Anfang möchte ich erwähnen, 1991 hatte die Republik Moldau eine sehr starke Produktion im Bereich Lebensmittel. Wir sprechen hier von 16 Milliarden Rubel, was auch damals ein paar Milliarden Dollar hieß. Republica Moldova este un stat care are 2,8 milioane de hectare teren agricol. Die Republik Moldau ist ein Land mit 2 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Fläche. Spre comparație, Austria are 3,2 milioane. Zum Vergleich, Österreich hat 3,2. Și Slovenia are 1,3 milioane hectare. Und Slowenien hat 1,3 Millionen Hektar. Inclusiv Olanda are 2,4. Auch Holland hat nur 3,4. Adică potențialul agricol al Republicii Moldova pe dimensiunea producerii și procesării produselor agricole este unul exorbitant. Und somit ist das Potenzial in der Republik Moldau extrem hoch. Și dacă mai punem în calcul relațiile de parteneriat economice foarte bune cu unele state din fosta Uniune Sovietică, cum ar fi Kazahstan, Azerbaijan, Turkmenistan. Und wenn wir auch noch die guten Beziehungen zu ehemaligen Staaten hier in der Region wie Kasachstan, Aserbaidschan. Cu potențialul de export a produselor agroalimentare din Republica Moldova spre aceste țări. Und das Potenzial landwirtschaftliche Produkte in diesen Ländern zu exportieren. Atunci această țară din punctul de vedere investițional devine un hub și mai interesant. Wird das Land ein noch so wichtiger Hub. Faptul că Republica Moldova a dobândit statutul de țară candidat la procesul de aderare la Uniunea Europeană. Und weil wir heute schon den Beitrittskandidatenstatus haben. Cu siguranță presupune armonizare legislativă, adică astăzi toate ministerele din Republica Moldova se ocupă de armonizarea intensivă a legislației din Republica Moldova. Passen sich die Gesetze jetzt langsam auch an. Deci chiar dacă eu ca și Ministerul Agriculturii astăzi am probabil cel mai mare stanț pentru că capitolul de legislație pe dimensiune agricolă este una din cea mai voluminoasă, dar eu am un obiectiv în 2 ani de zile, armonizarea să fie finalizată. Auch wenn heute noch große Distanzen sind, ist unser Ziel in 2 Jahren entsprechend die Gesetzgebung angepasst zu haben. Ceea ce presupune cu siguranță că orice producător sau investitor din Germania, România sau oricare stat din Uniunea Europeană, ajungând în Republica Moldova, el găsește aceeași legislație ca în țara lui de baștină de origine.
Und das setzt voraus, dass jeder Produzent, Exporteur aus Rumänien, Deutschland oder aus welchem Land auch immer hier auch das gleiche Gesetzgebung auf das ganze gleiche Gesetzgebung treffen wird. Asta nu poate să nu atragă investitorii și asta nu poate să nu placă potențialilor investitori atunci când vin în Republica Moldova și găsesc același tip de legislație foarte clar pentru dânsul. Und das wird auch den Investoren gefallen, weil sie hier eine Gesetzgebung vorfinden werden, was sie auch von zu Hause kennen. Efectul supraproducerii pe unele tipuri de producție care este astăzi în Uniunea Europeană, evident că poate fi diminuat cu exporturile pe piețele terțe. Und eine Überproduktion, das heute stattfindet, kann auch durch Exporte an Drittländern dann das Ganze entspannen. Și Republica Moldova poate fi un capăt de punte pentru piețele terțe din estul Europei. Und die Republik Moldau kann auch eine Brückenrolle spielen. Pentru că producția din Republica Moldova în țările foste state a Uniunii Sovietice întotdeauna a fost echivalent ca și cea germană în tehnică și multe alte lucruri, cu calitate, calități gustative, cu proprietăți foarte bune. Denn die Republik Moldau hat, wenn es um ehemalige Staaten der Sowjetunion, einen sehr guten Ruf, ähnlich wie Deutschland für Technologien. Wenn man über moldauische Lebensmittel spricht, spricht man über Qualität, über Geschmack und ähnliches. Deci, în concluzie, ce oferă astăzi Republica Moldova ca și o piață pentru potențiali investitori? Was bietet heute die Republik Moldau für ausländische Investoren an? O țară cu statut de țară candidat la aderare la Uniunea Europeană. Ein Land, was einen Beitrittskandidatenstatus hat. Cu o legislație aproximativ armonizată, dar următorii 2 ani finalizat procesul de armonizare legislativă. Mit einer Gesetzgebung, was sich immer mehr anpasst und in 2 Jahren angepasst sein wird. O piață care permite procesarea produselor agricole și investiții în acest domeniu, pentru că noi producem foarte multă materie primă. Ein Markt, der nicht nur Rohware produziert, sondern auch für die Verarbeitung dieser Produkte interessant ist. Și inclusiv Ministerul Agriculturii vorbește astăzi pe dimensiunea agriculturii în exclusivitate în noțiuni economice de lanțuri valorice pe dimensiunea agricolă. Und auch das Landwirtschaftsministerium spricht heute von von kürzere Lieferketten. Și doritorii sunt așteptați întotdeauna la Ministerul Agriculturii ca să vă desenez lanțul valorii și să identificați locul unde puteți să interveniți dumneavoastră. Und wir erwarten Sie beim Landwirtschaftsministerium, um Ihnen dabei zu helfen, Ihre Rolle dabei zu finden. Și mai mult ca atât, noi avem o stabilitate politică astăzi. Sperăm că după 25, adică suntem ferm convinși că parcursul pro-european al Republicii Moldova și după 2025 va fi unul foarte sigur. Wir haben heute eine politische Stabilität und wir sind uns mehr als sicher, dass auch nach 2025 die Republik Moldova weiterhin Richtung EU schauen wird. Lucru care o să facă ca investițiile domniilor voastre sau colegilor care fac parte din camera noastră să fie sigure și să fie cu perspectivă de creștere. Und das wird heißen, ihre Investitionen oder die Investitionen ihrer Kollegen sind sicher und haben Wachstumsperspektiven. Eu până a deveni politician am făcut afaceri în România, la Iași. Ich war nicht immer Politiker, davor war ich, ich komme aus der Wirtschaft und ich war im Raum Iași aktiv. Și îmi sunt foarte aproape toate trăirile și problemele care trăiesc cu oamenii de afaceri în sine. Und ich kenne die Problematik, mit denen sich die Wirtschaft auch konfrontiert. Și de asta sunt extrem și extrem de pro-business și aliniat în tot ce face la nivel de Ministerul Agriculturii pe dimensiunea business. Und deswegen sowohl ich als auch das Ministerium sind sehr pro-Wirtschaft orientiert. Pentru că eu le-am introdus o noțiune la Ministerul Agriculturii. Noi creștem vaca nu de dragul a crește vaca, dar creștem vaca să vindem lapte, brânză și carne. Wir haben einen Spruch beim Landwirtschaftsministerium, wir ziehen das Vieh groß, nicht weil wir es groß ziehen möchten, sondern wir möchten Milch und Käse und das Fleisch verkaufen. Și credeți-mă că până la mine nimeni nu a pus problema așa. Und glauben Sie mir, vor mir hat es keiner so direkt angesprochen. Da, pentru că de dragul vacii, vaca se crește în grădina zoologică. Denn dem Vieh zuliebe
das gehört beim Zoo. Deci aceste accente se pun astăzi în toate ministerele care sunt legate de economie. Economia este în fruntea mesei. În Republica Moldova, economia este locomotiva creșterii și dezvoltării economice. Heute in der Republik Moldau steht die Wirtschaft sehr vorne. Das ist nicht nur in meinem Ministerium, sondern in allen Ministerien der Fall. Obiectivele guvernului domnului Recean este securitatea națională și creșterea economică. Die Ziele der Regierung von Herrn Recean sind die Sicherheit, aber auch Wirtschaftswachstum. Este un guvern axat pe rezolvarea tuturor problemelor care se ciocnesc cu oamenii de afaceri, ținând cont de interesele lor și promovarea intereselor oamenilor de afaceri. Unsere Regierung hat als Ziel, die Probleme der Wirtschaft zu lösen und die Wirtschaft zu fördern. Așa că eu vă doresc o conferință bună. Avem aici pe domnul Iordache, care reprezintă Moldova Invest. Eu cred că cu lux de amănunte dumnealui va prezenta potențialele afaceri pe care dumneavoastră le puteți lua. Toți care aveți planuri, idei legate de agricultură, sunteți bineveniți la Ministerul Agriculturii. Noi nu avem ore de primire pentru agricultori și pentru cei care lucrează în agricultură. Ei în fiecare zi intră, iesă, iară. De așa se lucrează la Ministerul Agriculturii. Noi nu ne jucăm de birocrația și de ușile închise și de agende și nu știu ce. Mai ales, da. Ich wünsche Ihnen ein gutes Forum und gute Gespräche. Wir haben heute auch bei uns hier Herrn Iordache von Invest Moldova. Er wird auch mehr zum Potenzial des Landes sprechen. Und jeder, der Pläne im Bereich Landwirtschaft oder Verarbeitung von Landwirtschaftsprodukten hat, den erwarten wir beim Landwirtschaftsministerium. Unsere Türen sind immer offen. Wir haben kein fixes Programm. Avem un ministru economiei și vice-prim-ministru care în fiecare zi se ocupă de tăierea tuturor sistemelor birocratice care le-am moștenit de la sistemele totalitariste timp de 30 de ani construite, niște struțocămile. Wir haben einen Wirtschaftsminister, der jeden Tag versucht, alle Erben des Kommunismus auch zu eliminieren. Da. Și din acest considerent, noi vă așteptăm cu investițiile în Republica Moldova, multidimensional, sunteți bineveniți și dezvoltăm împreună mediul de afaceri și eu înțeleg, investițiile se fac pentru profit. Credeți-mă că Republica Moldova are potențialul de a dezvolta afaceri care pot genera profituri considerabile. Und wir erwarten Sie hier, um zu investieren. Und ja, ich verstehe, Investitionen werden für Profit gemacht, für Gewinne. Aber glauben Sie mir, die Republik Moldau gibt dieses Potenzial her für Gewinne. Vă mulțumesc. Vielen Dank. Minister Bulia, dear Mr. Iordache, Herr Metz, yeah. Dear guests, dear participants, thank you very much for inviting me to the opening of this forum. If I'm correctly informed, this is the first time that we have this trilateral forum with participants from Republic of Moldova, Germany, and Romania. And this format, in my view, follows some very good and fruitful precedents from the political level. Because when our federal chancellor, Olaf Scholz, visited Bucharest beginning of April, he met with President Klaus Johannes and they invited President Sandu to join them for a common conversation on the regional situation and the challenges emanating from it. And on that occasion, both President Johannes and Chancellor Scholz reiterated their support for the Republic of Moldova. At the same time, together with France, Germany, and Romania, co-host the Moldova Support Platform, which also aims at not only assisting Moldova in overcoming the challenges from Russia's unprovoked and illegal aggression against Ukraine, but at the same time and before all, bring the country closer to Europe. So we are very happy to join forces with our Romanian and Moldovan partners, and we are also grateful for the very important role that Romania is playing in that regard.
Now, economic development, in my view, is key to our joint efforts. The draft in 2022, the energy crisis, and the effect of Russian aggression against Ukraine have deeply affected the economy and consequently the social situation here in Moldova. We have seen a decrease in the GDP of almost 6% and an inflation which in October reached as much as 34%, while real incomes were going down. And although since the beginning we are seeing a slight recovery, there are still many remaining challenges. But only if the citizens of Moldova see an economic perspective for themselves and their families, will they be prepared to stay here in their home country, and will massive migration and brain drain come to an end? And only if people see a gradual improvement of their economic situation, will they realize the positive perspectives that the EU path is offering to their country and to themselves. And only if people's economic situation improves, will they become less susceptible to the influence of corrupt political forces. For all these reasons and more, developing the economy is and remains central, including promoting trade and bringing foreign investment into the country. And Moldova, as the minister said, has something to offer. The geographical proximity to Europe, access to the EU market, competitive wage and tax levels, and widespread multilingualism are assets. And there are opportunities in many areas, such as the development of renewable energies, increasing energy efficiency, but also the agro-food sector, which is a central center at the center of today's event. And while the government of Moldova, of course, will have to set the legal framework to facilitate trade and investments, you, the companies and business association, play an important role in filling that framework with concrete action. And I think that this trilateral format that we're having today will open up new and maybe additional perspective of an extended market. Therefore, I wish that in the coming 3 days, that they will offer rich opportunities for you to talk to local officials, but also to partner companies, companies already active here, and get a very comprehensive overview over the ongoing reform processes in this country. And last but not least, and I think that's most important, establish contacts and networks. So in that sense, I wish you an interesting and informative forum, and I look forward to learning about your impressions and hopefully concrete outcomes. Thank you very much. Dear Deputy Prime Minister, Excellencies, dear partners, honorable guests, on behalf of Invest Moldova Agency, I would like to welcome our guest and express my gratitude for their willingness to make this visit. As well, we hope that new partnerships between Moldova and Romanian German companies will start today. BAF, the Federal Republic of Germany and Romania, are among the most important partners of the Republic of Moldova. In terms of invested capital, Germany is among the main investors in Moldova. Over 400 German companies are active in our country with investment in share capital exceeding $250 million. Even in the Moldova IT Park, there are 70 resident companies with German capital employing 855 people and generating sales revenue of over $50 million. I would like to mention just a few of the major German companies present in Moldova. It's IC Hubbing, Zucker, Daxelmeier, Stanley, Gebauerengri, Kaufland, Metal Supplies Masters, and many other companies. The economic cooperation with Germany is intense and beneficial for Moldova, and the country's government makes effort to maintain and exchange the intensity of economic relations. We have signed 57 agreements and additional documents with the Federal Republic of Germany. Similarly, companies from Romania have a significant presence in the Moldovan market. In terms of investment capital, we have a list of 1,500 companies registered with Romanian capital and investment in share capital amount to around
400 million dollars. Some of the largest companies present here included Group of Banca Transilvania, Rompetrol, Petrom, Balkan Pharmaceuticals, and other companies. Invest Moldova agency responsible for investment increase and export promotion contribute to the intensification of these trilateral relationships by providing support to Moldova producers in accessing the markets of Germany and Romania, as well as to German and Romania companies in the investment process in Moldova. I'm confident that today's event will cover the most important aspect of trilateral economic cooperation with a focus on the needs of companies in establishing efficient business connection. I wish you a pleasant stay in our country. Thank you. Yeah, also from my side, a warm welcome, Minister Bolia, Mrs. Ambassador Uber, Mr. Jordake. Nice to have you all here. A wonderful setting. My special thanks goes to, first of all, to the Ostausschuss, to Mr. Kegebein. We organized this wonderful delegation of German and Romanian companies together. And our partnership in this endeavor was very successful. And thank you very much. With him is his colleague Mr. Brodersen. He is an expert on the agro-business, and many thanks also from your side that you are here, and I'm really looking forward also later on to your words and remarks, especially on what has mentioned on the agro-business potential of the Republic of Moldova. Special thanks also goes to the GIZ, Mrs. Hermes and Mr. Furch and Mr. Vacislav are here, and also with your help and especially with the help of Invest in Moldova, we could organize this business delegation in this time of, I would say of big need, but also of big potentials, because what we are living in a period of shift changing frameworks, and as you have mentioned, now it's a time actually to be at the first place, let's say, or at the first places, in order to materialize the business potential that Republic of Moldova is offering, not only in the agro business, but also in the energy sector and the production area, and of course, not to be forgotten, also in the IT sector. And side by side with this economic development, which is Moldova experiencing, also infrastructure projects will come later on. In the railway infrastructure, in the road infrastructure, etc. So we are very optimistic toward your country, and as you mentioned, we are also convinced that this political stability that you have mentioned will continue. And we all hope for this, and we all will work for this, because Mrs. Ambassador mentioned that now it's our job until 2025 to make visible tangible economic developments, steps ahead for the population here in the Republic of Moldova, so that this decided away from you will be confirmed by a tangible output, let's say like this. So we are very thankful. Our intention is to tighten the collaboration between the Republic of Moldova, Romania, and Germany. Why Romania? Because the AHK is since 2020 officially mandated also to be active in the Republic of Moldova. We are a bilateral chamber of commerce, and we cannot divide our business community into German and Romanian. It's all mixed a little bit, and it's a very good mix. In this case, it's a very, very good mix. And in this case, we said we want to tighten the relation between Germany, Romania, and the Republic of Moldova. In this spirit, and also underlining our spirit, because our
motto of the year, we call it leitmotif of the year, is a strengthening partnership, turn challenges into opportunities. And in this spirit, strengthening partnerships, we had already some activities with the Republic of Moldova within the framework of our New Year's reception. Mr. Grosso was our special guest, and we also had a wonderful meeting with Mr. Rician, with the Prime Minister in March, when he visited Bucharest. And in this spirit, strengthening partnerships, we would like to organize also in September on the 28th and 29th an economic conference in Berlin, and also, of course, the Republic of Moldova will be integrated in our bilateral business conference in Berlin this year. Yeah, I'm also very thankful to the collaboration with the German Business Club here with Franz Plitt. He's doing a wonderful job to sustain and support the business community here in Republic of Moldova. And last but not least, I'm very thankful for our companies who are with us. We have representative from the energy area, E.ON and Siemens Energy, for example. We have wonderful presence also in the IT sector, in the service sector, in the real estate sector, in the production area. So I think we are a good mix for intensive and good talks in the framework of this business delegation. And I'm very happy that you and your government are supporting this so intensively. So big thanks to you. Mulțumesc și eu foarte mult. Eu foarte scurt vreau să mai fac o prezentare. Eu m-am întors acum cât de curând de la Bruxelles. Ich möchte noch was kurz sagen. Ich bin vor kurzem zurück aus Brüssel gekommen. Noi trebuie să înțelegem că din punct de vedere al evenimentelor care au loc după războiul din 22, care s-a început în 22. Und wir müssen eins verstehen nach dem Ereignis, nach dem Krieg aus dem Jahr 2022. Din punct de vedere economic are loc un proces de redesenare și redimensionare a tot ce înseamnă economie. Die gesamte Wirtschaft wird neu aufgestellt, es kriegt neue Dimensionen. Și vorbim pe trei dimensiuni, locală, regională și globală. Und wir sprechen local, regional und global. Cu includerea Ucrainei și Republicii Moldova în țările cu statut de țară candidat. Dadurch, dass die Republik Moldau und die Ukraine heute Beitrittskandidatenstatus haben, se redesenează inclusiv și piața internă agricolă comună a Uniunii Europene. Sieht der Markt in der EU im Bereich Landwirtschaft auch anders aus. Și noi, începând cu, inclusiv cu acest an, noi nu putem să vorbim despre piața agricolă comună a Uniunii Europene fără Ucraina în ea. Und wir können angefangen mit diesem Jahr nicht mehr über einen gemeinsamen Landwirtschaftsmarkt in der EU sprechen ohne der Ukraine. Sunt niște realități noi. Und das sind neue Realitäten. Dar sunt realități. Aber es sind Realitäten. Și trebuie să ne cont de ele. Und wir müssen das alles im Blick behalten. Dacă cineva își imaginează că pe căi administrativ va fi posibil a unei țări candidat să interzice la nesfârșit importurile pe teritoriul Uniunii Europene, se greșește amarnic. Und wenn jemand meint, man kann Importe heute einen Beitrittskandidaten verhindern, der täuscht sich. Și în acest considerent, tot ce înseamnă producere de cereale, redimensionarea producerii produselor cereale în țările din Uniunea Europeană, inclusiv în Republica Moldova, este la ordinea zilei. Und deswegen, was heute Weizenproduktion heißt, inclusiv in der Republik Moldau, ist heute ein Thema des Tages. Pentru că Ucraina a devenit cel mai mare stat european cu suprafețe agricole. Denn die Ukraine ist heute das größte Land in der EU mit Landwirtschaftsfläche. Și cu potențial de export de materie primă inimaginabil de mare. Und mit einem extrem hohen Exportpotenzial. Și tot ce a fost valabil în materie de proiectare și de programare a businessului agricol, inclusiv în țările Uniunii Europeană, își schimbă formulele complet. Und alles, was bisher bei den Berechnungen in Kauf genommen wurde, ändert sich heute komplett. Pentru că noi avem aceste 5 plus 1 și am rugat la Bruxelles să vorbească despre 5 plus 1 țări din linia 1, pentru că dacă România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și Slovenia sunt în linia 1, dar noi suntem în fața lor, noi în ce linii suntem?
Ich habe heute, ich habe auch in Brüssel gesagt, man muss über 5 plus 1 sprechen. Wenn Rumänien, Bulgarien, Polen, Slowenien in der ersten Reihe sind, wo stehen wir? Sunt țări care produc practic aceleași tipuri de produse ca și Ucraina, numai că în volume mult mai mici. Es sind Länder, die die gleichen Produkte wie die Ukraine auch herstellen, aber auch in kleineren Mengen. În schimb, avem țările nordice, Danemarca, Olanda, Spania, care e mai la vestul Uniunii Europene, care au nevoie de aceste cereale. Es gibt aber nordische Länder oder auch westliche Länder, wie zum Beispiel Spanien oder Dänemark, die aber diese Produkte auch benötigen. Și dacă fim obiectiv până la capăt, wenn wir heute auch objektiv sein möchten, agricultorii ucraineni, din contul lor, s-a redus din șocul impactului majorării, de posibilului impact de majorările a prețurilor la produsele alimentare în anul 2022-2023. Und wir müssten heute den ukrainischen Landwirten dankbar sein, dass der Schock nicht so hoch war 2022-2023. Deci, agricultorii din Ucraina au fost cei care au preluat asupra lor și din contul veniturilor lor au redus din șocul care trebuia să-l simtă 500 de milioane de cetățeni a Uniunii Europene și 2,5 milioane de cetățeni din Republica Moldova. 500 milioane europeeri și 2,5 milioane moldauer, die hätten ein viel stärker den Schock gefühlt, hätten die ukrainische Landwirte das nicht von seinem Gewinn abgegeben. Eu vă dau un exemplu. În martie 2022, în Republica Moldova, o tonă de floarea soarelui costa 1.000 de euro. Se cerea 1.000 de euro pe ea. Ein Beispiel in Republika Moldova in März. In der Republik Moldau im März kostete eine Tonne Sonnenblume 1000 Euro. Ceea ce ar fi însemnat 3.500 de euro tona de ulei. Und das hätte bedeutet 3.500 Euro pro Tonne Öl. Și în mod tradițional o tonă de ulei costă între 750 și 800 de euro. Tradițional costate zapăr zwischen 700 și 800 euro. Toate aceste creșteri de prețuri, cine era să răsfrângă asupra cumpărătorului final, cetățeanul din Republica Moldova? Und die Preise hätten sich dann bei dem Endkonsumenten wiedergefunden. Importurile de floarea soarelui din Ucraina au redus prețul la maxim și a făcut posibil ca prețul nu să se majoreze, dar chiar să scadă la ulei de floarea soarelui. Die Importe aus der Ukraine haben es geschafft, die Preise niedrig zu halten oder zu reduzieren. Același efect l-a avut și asupra românilor, ungarilor și celorlalte state membre ale Europene. Und das gleiche galt auch für Rumänien, Ungarn oder andere europäische Staaten. Dar noi avem obligația ca și guvernanți să ținem cont de cei care au avut de suferit de la șocul ăsta atât de mare, de la căderea prețurilor. Wir müssen aber schon acht geben, wer am meisten zu leiden hatte. Și noi vorbim despre agricultori. Und wir sprechen hier über Landwirte. Pentru că în octombrie-noiembrie anul trecut, prețul s-a prăbușit de la 300 de euro pentru tonă la 150 de euro pentru tonă. Denn im Oktober-November letztes Jahres ist der Preis von 300 auf 150 Euro runtergegangen. Și eu ca Ministerul Agriculturii sunt preocupat de crearea condițiilor în care prețul de cost la produsul agricultorilor, la produsele din toamna anului trecut, să fie mai mic decât prețul lui de vânzare din acest an, care agricol care se începe la data din 1 iulie. Und für mich ist es wichtig, dass die Preise letztes Jahr niedriger sind als die Verkaufspreise dieses Jahr jetzt. Eu sunt în exclusivitate adeptul la problemele economice, trebuie căutat soluții economice. Ich schaue mir sehr genau die wirtschaftlichen Probleme an und suche nach Wirtschaftslösungen. Atunci va fi dezvoltare și va fi o evoluție. Und nur dann gibt es eine Entwicklung und orice implicare în procesele economice administrativului. Jedwelche Eingriff in der Wirtschaft. Chiar dacă dau pentru faza inițială un efect foarte miraculos. Auch wenn die am Anfang die Wirtschaft sehr stark unterstützen. Pe perioada următoare, medie și lungă, va avea un efect devastator. Mittel- und langfristig helfen die nicht immer. Din acest considerent, noi lucrăm pe multidimensional și nu în zadar am spus despre potențialul de creștere în Republica Moldova pe dimensiunea investițiilor în segmentul de procesare.
Und deswegen kann ich nicht oft genug erwähnen, wie hoch das Potenzial in der Republik Moldau in der Verarbeitung ist. Noi producem foarte multe materii prime de o calitate deosebită. Wir produzieren sehr viel Rohstoffe in einer sehr guten Qualität. Ceea ce în final ar da un produs finit, biscuiți, pâine, procesare, suc, etc., etc., de o calitate extraordinară, care ai putea câștiga foarte mult. Was auch eine hohe Qualität der verarbeiteten Produkte dann heißen würde. Man könnte damit auch sehr. Eu n-am să dau țara în care am fost și am intrat într-o seră în care erau 50.000 de metri pătrați seră cu roșii și nu am simțit miros de roșii. Ich möchte jetzt nicht das Land erwähnen, in dem ich mehr Tomaten angeschaut habe die haben nicht, nach nichts gerochen. Mărul natural care a văzut sol, apă și soare trebuie să miroase amăr. Ein Apfel, was vorher Luft oder Sonne gesehen hat, muss nach einem Apfel riechen. Și eu și în Moldova, când într-un magazin și cumpăr miere, eu îl miros. Und auch in der Republik Moldau, wenn ich Äpfeln kaufe in einem Laden, muss ich den vorher riechen. Dacă nu are miros, înseamnă că e din plastic reciclat. Und wenn er nach nichts riecht, heißt es, es ist aus Kunststoff recycelt. Nu e rău pentru planetă, dar e rău pentru ficatul meu. Es ist nicht schlecht für die Erde, für die Planet, aber es ist schlecht für meine Leber. Așa că Moldova încă mai rămas o țară care produce mâncare cu miros, cu gust, cu caracter, cu multe alte lucruri care înseamnă mâncare vie. Moldau ist ein Land, was noch immer Lebensmittel mit Geruch und Geschmack und Charakter, das ist ein lebendiges Land. Și evident că lucrurile astea pot fi puse în valoare cu ajutorul investițiilor dumneavoastră în Moldova. Und das kann man noch mehr hervorheben mit ihren Investitionen in der Republik Moldau. Așa că sunteți foarte bineveniți, sunteți la loc cu venit. Sie și formula germano-română întotdeauna pentru Republica Moldova a însemnat ceva foarte mult și de succes. Sie sind willkommen und Sie sind jetzt am richtigen Platz und immer die Kombination Rumänien-Deutschland hat für die Republik Moldova sehr viel bedeutet. Thank you very much. The wine and the food of Republic of Moldova we will definitely enjoy during our visit here. So we will dive into your topic of good food quality. I would like to start with our, round table tour. I do not know whether Viorel Garras is over. Ah, yeah, oh, okay, yeah, no. We will start with Viorel. Please have a seat. So we've met some of you during of our presentation of Moldovan investment potential in Bucharest. It happened recently. And I'm very happy that, again, with somewhat of you, we are continuing our discussions. And I'm sure that in the end, we will find an opportunity to cooperate and to invest in the Republic of Moldova. And also, I would like to say that since our last meeting, we had some changes in our national law, in our legal frame, which improve the investment facilities. We also speak about the changes in our customs code. We also may speak about other platforms such as industrial parks, innovative parks that we are launching now. And if there are any interests, so I'm the person who can provide you details and to show you all the potential that we have in our country. Also, with my colleagues from the Agency of Investment, another very good news that I would like to share with you is that recently I have the opportunity to see Paris, but not as a tourist, but I represented the Ministry of Economic Development and Digitalization at the OECD organization. And they presented us the draft of the report of Moldovan investment environment, and not only Moldovan, but also Georgian, Armenian, Azerbaijan, Ukrainian, Turkey,
in some of Baltic countries. And I was very happy to see that our scores are some of the best. But in the same time, we realized that the report, or there are some missing information, because they presented the report with the information analyzed till the 1st of the March. And I'm also very happy to say that since that moment till now, we realized a lot of changes in our national legislation, and they also were surprised to see how many of them we did in this short period of time, and they promised to update that report and to increase the scores that Moldova has. This is a good sign, which means that Moldova is a good place to invest, and they also think that is the right moment, considering all happy and unhappy events what we have next to our borders or in our region. So from the side of our ministry, I would like to say once again, welcome to Moldova, and we are very open to cooperate. Thank you very much. Thank you, Viorel, for your kind words. I would like to start with